Acum se poate. Mi-aș dori eu să fie așa, doar că dimineața îmi este atât de somn încât îmi este greu să o scot afară. Am citit undeva că dacă scoți câinele afară în fiecare dimineață, el se va învăța să facă toate prăjiturile și ceaiul afară. Dar până ce, nu mi-a reușit. Covorașele absorbente, spray-urile speciale, nimic nu a ajutat. Poate voi aveți sfaturi. Cum v-ați învățat animăluțul să facă treburile sau într-un loc, sau cel mai bine afară? Scrieți în comentarii! Iar astăzi facem 24 de ore împreună cu Yuki, care numai ce a adormit. Iar acum o să mergem să hrănim. Asta este foarte scumpă. Dacă a scos lima, cred că înseamnă da. Vai, ce rapid e! Deja e jos! Tati, am reușit să mai trec încă un nivel! Mai am puțin și trec și eu! Mai, tati, ce faceți? Ne jucăm într-un joc! A trecut și eu acest nivel! A trecut? Da! Eu încă puțin și mai trec încă unul! Uau, ce tare! Încă puțin? Încă puțin? Încă puțin? Încă puțin? Încă puțin? Încă puțin? Yes! Am trecut cu nivel! Wow! Dar ce fel de joc vă jucați? Pare interesant! Vreau și eu! Jocul se numește Jolly Match! Vino să ți-l prezint! Jolly Match este un joc casual de tip 3 în rând, cu elemente de crafting. Schimbați și potriviți piese delicioase și faceți combo-uri minunate. Completează sute de nivele colorate și câștigă stele pentru a-ți îmbunătăți regatul. Restaurați toate clădirile din regatul vostru și câștigați monede. Cheltuiește monedele pe decorațiuni și piese noi pentru clădirile din regatul tău. Vizitează alte regate în căutarea unei tornade fantastice. Jocul este disponibil pe App Store. Pentru a vă ușura căutarea, v-am lăsat link-ul jocului în descriere. Wow! Poți să descarc și eu acest joc în telefonul meu? Da, desigur, Jasmina. Pentru că e gratuit. Ia. Te-ai văzut? Am pierdut de data aceasta. Pas pe bombă. Primul lucru care voi face, o să hrănesc și o să-i dau apă. E ok! Iată mâncarea lui! Și îți torn aici apă. Mănâncă scumpă! Yuki, bravo! Am mâncat tot! Nu, nu se poate, eu nu sunt mâncarea ta! Iată, uite, ai și apă! Apă, vrei? Uite, apă, da! Dar voi ați pus like? Puneți chiar acum! Dacă ați pus, putem să continuăm mai departe. Yuki a spus, pune like sau te mușc. Încă un lucru care îi place lui Yuki să se joace cu mătura. Hai, măturăm! Nu se poate ignor! Măturăm! Nu mușcăm! Asta se timpă sau perie? Avem așa o perie, Yuki sta aia cu știpet. Se așa o perie. Începem cu asta. Yuki, te-ai încălcit.
Gata, ți-aduc. Dar eu îi dau acealaltă perie? Până eu pierd unul cu aceasta. Fiindcă, dacă fără asta... Gata, uitați-vă ce face. Dar, Yuki, dă-mi voie, dă-mi voie. Dacă așa, tot e ok. Asta e un mini life hack. Dai o jucărie până o pieri. Acum o pieri cu aceasta. Nu ca un de voie, dar să încerc. Oh, bravo, Yuki. Te-ai deprins? Uitați-vă, aici este blana ei. Yuki, bravo. Și codița, un piculeț. Așa trebuie. Frumusețea cere jertfe. Atâta rapte. Eu înțeleg. Rapte, Yuki. Vrei să fie frumoasă și să ai o blană albă, albă și pufoasă. Da? Vrei? Cred că da. Acum plecăm să facem Yuki și mai frumoasă, fiindcă plecăm la salon de frumusețe pentru animale. Da, Yuki? Vei fi o prințesă. Da, o prințesă. Vom face un complex de proceduri pentru cățelușa noastră. O vor pieptăna, o vor spăla. Vor curăți urechile, o să-i... Curăță lăbuțele, blănița, o să-i facă mască, să fie super, super curățică și frumoasă. Și ne-au promis că atunci când ne vom întoarce după ea, pentru că o vom lăsa pentru vreo oră și jumătate, nici nu o vom cunoaște. Ne uităm atent cum arată acum Yuki. Trebuie făcut o poză cum era și cum va fi. Pa, 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 Yuki! Ne vedem peste o oră. Sau mai mult. Pa, pa! Ne-am lăsat-o pe Yuki deoarece atunci când noi suntem lângă ea, ea se uită la noi, vrea să se joace, vrea să dea jos pe măsuțășie. Și meșterului este foarte greu să lucreze spre ei, să o facă frumoasă. Și încă este așa posibilitate că dacă o să ne vadă, o să se îngrijoreze prea tare și o să înceapă să mâre, să plângă. Da, de aceea noi în acest timp de o oră, oră jumătate, două, mergem să mâncăm undeva, să ne odihnim și când ne vor suna, vom veni după noua noastră Yuki. Da! Ua, mami! Cum se deschide? Aia se rupe. E pânică, fierbinte. Wow! Zeamă! Într-o formă foarte originală. Sunt curioasă, ce face acum oare Yuki? Ne-au sunat de la salon și a spus că Yuki este gata și e foarte frumoasă și abia așteptăm să o vedem. Oare cum a ieșit? Noi am ajuns la salon să vedem cum arată Yuki. Intrăm? Da. Hai, deschide ușa de acolo. Yuki! Unde ești? Ce mare este ea! Ce, Yuki, ți-a fost doar din voie! Băi, nu te pot filma! Yuki! Mă, ia uitați-o și de moale! Frate! Yuki! Yuki! Oh, oh,
Noi luăm pentru Yuki așa un sac mare de mâncare care este super premium pentru toate rasele de câini și ea cred că va fi mulțumită. Și astăzi le ajungă poate chiar pentru un an. Cam îndoiesc eu, la noi Yuki e mâncăcioasă. Da, mănâncă mâini, picioare, ciorapi. Măi, ce de albă ești, Yuki, și foarte, foarte moale. Am luat și așa o jucărie, 3 în 1, ață, care face sunet și ată aceasta. Yuki, deja o vrei, o înțeleg că vrei, ha, na, na. Așa. De coada am luat. Rățușcă! Are o jucărie nouă, Yuki, da? Îți place? O preparăm pentru tine, în casă 24 de ore, cu Yuki, avem! Înainte să ieșim la plimbare în parc, o hrănim pe Yuki cu mâncarea nouă. Yuki, uite! Ia uite cum înfulică! Mai ia un pic de acolo, Melissa. Ia uite cât de repede mănâncă! Îi place mândă. Foarte mult sau e foarte frumândă, da? Mai mult că e foarte frumândă. Uh-huh. Oh, ce drăguț! O, ce frumoasă noastră! Curățica noastră! Bravo, bravo, Yuki! Să-i dăm și apă, uitați ce sticluță avem! Yuki, uite, uite apă! Bravo! E așa de frumoasă! Yuki, vreți ce-am? Lasă-ne! Ia-o, ia-o, ia-o! Bravo, bravo, Yuki! Bravo! Bravo, Yuki, Yuki! A lăsat-o încă o dată? Yuki, Yuki! Nu avem! Hai, vine, vine! Hai! Să vedem cum va reacționa Yuki la topogan. Doar cu mine în brațe. Să nu se gălească. Eu nu cred că prea înțeles, Yuki. Scrânci pe le sunt ocupate și de atâta noi ne-am gândit mai întâi să ne dăm cu trotinet. Dar o să punem pe Yuki aici în geantă și voi îmbrăca ghiozdanul ăsta așa. În față, ca să putem să ne ținem bine de trotinet. Hai, bine? Hai, eu nu coace, Yuki! Pune aici. Stai, nu înțelege și ea. Hai! Așează. E plin ce să-i place. Tati și faci. Ca să fie încă o siguranță, agățăm lesa ei de jasmina. Ca să-i ține geanta. Și mergem cu trotineta. Dar plin ce să este strâns. Bine, Yuki. Suntem gata? Da. Hai. Acum își facem un cerc. Vinem la voi. Era foarte super! Yuki, ți-a plăcut? Eu cred că da, dacă nu plângea, dacă nu se vârcolea așa. Nu a scos niciun sunet, e aproape că adormea. Ei era foarte bine pentru că aerul bătea în față, că și-o musculiță. Musculițe, musculițe, sunt întrebă pe șorpe, pe fiței.
Ce fulică, acum mergem la scrâncep. Acum să mergem și facem o tăuță. Da! Hai, lua! Acum e timpul de culcare. Noapte bună, Yuki. Nu, 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 nu. Chiar dacă Yuki ar vrea să doarmă cu mine în pat, nu îi dăm voie, fiindcă vrem să o învățăm să facă totul jos. Doamne acolo! Și Yuki doarme jos. Și vouă noapte bună! Dar înainte de aceasta, dați like, abonați-vă și pa, pa!